Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia și Germania. Mai informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei că astăzi pe aeroportul Charleroi va avea loc o grevă de 24 de ore. Concret, capacitatea operațională a aeroportului va fi redusă, iar unele zboruri vor fi anulate. Greva vizează majoritatea funcțiilor operaționale ale aeroportului, precum angajații care se ocupau de bagaje, check-in sau realimentarea aeronavelor. O altă atenționare a fost emisă de mai și pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Germania. Aici vor fi extinse controlele temporare la toate frontierele terestre ale Republicii Federale, începând cu 16 septembrie. Pe lângă controlele temporare deja existente la frontierele terestre cu Austria, Elveția, Cehia și Polonia, vor fi efectuate controle temporare la frontierele terestre cu Franța, Luxemburg, țările de jos, Belgia și Danemarca, pentru o perioadă de șase luni. Autoritățile germane sporesc controlele pentru a proteja securitatea internă și a reduce migrația ilegală.